Președintele celei mai noi formațiuni politice românești, USR Neamț, Radu Samson, a solicitat președintelui ședinței ordinare din 31 ianuarie să îi se dea cuvântul pentru a-și explica solicitarea adresată de acesta către Consiliul Local de suspendarea hotărârii de Consiliul Local de majorarea taxelor și impozitelor locale. Tânărul politician a adus în atenția consilierilor locali un exemplu de practică judiciară de la primăria Arad, unde consilierii locali au revenit asupra unei hotărâri similare. Din punct de vedere al legalității, prevederile articolului aliniatului 6 al articolului 1 din legea 544/2004 se aplică atunci când autoritatea administrativă dorește să anuleze din propria inițiativă un act administrativ. În acest caz, anularea este solicitată de o persoană din afara aparatului administrativ. Ca un exemplu de practică, primarul Aradului le-a solicitat consilierilor din Arad abrogarea mai multor articole din hotărârea prin care s-au majorat taxele și impozitele în municipiul Arad. Pe data de 17 ianuarie, consilierii au votat în unanimitate abrogarea acelor articole, deși colectarea taxelor și impozitelor locale începuse de 9 zile. Al doilea aspect ridicat de Radu Samson a fost cel legat de oportunitatea solicitării sale, politicianul susținând faptul că în cazul în care magistrații contenciosului administrativ iar da câștig de cauză și ar anula hotărârea de majorare, ar fi extrem de dificil ca Serviciul de Taxe și Impozite Locale să calculeze și să înapoieze diferența de bani persoanelor care au plătit deja impozitul majorat. Al doilea aspect pe care vreau să-l aduc în atenția noastră este aspectul de oportunitate. Gândiți-vă că până la terminarea procesului pe care va trebui să ne înaintez către instanța de contencios administrativ și până la epuizarea termenelor căi de atac pe care probabil va trebui să o folosească primăria, alte câteva mii de romașcane își vor... Sau dumneavoastră, nu neapărat primăria, e posibil și dumneavoastră să acționați. Am zis probabil. Sau probabil dumneavoastră. Vreau să da, probabil primăria, sau, dar pentru colectivul. Alte câteva mii de romașcani își vor plăti taxele și impozitele locale. Dacă solicitarea pe care o voi adresa în instanței va fi admisă și vor scădea taxele la nivelul din 2017, toate acele câteva mii de romașcani e posibil să se adrese, în direcție de taxe și impozite locale să solicite restituirea diferenței, ceea ce ar genera un volum enorm de muncă pentru angajații acestei direcții. Radu Samson a mai apelat și la conștiința aleșilor locali, susținând că romașcanii au investit cu încredere și că aleșii locali, indiferent de culoarea politică, au, față de romașcani, datoria de a le fi loiali. Al treilea aspect pe care vreau să-l aduc în atenția noastră și ultimul este cel de moralitate. Dumneavoastră ați fost aleși ca reprezentanți ai romașcanilor. Deși ați ajuns pe buletinul de vot datorită listei de partid, în scaunul de consilier local ați ajuns datorită votului acordat de romașcani. Aceștia au acordat votul lor pentru că așteaptă din partea noastră loialitate. Demonstrați în următoarele minute că sunteți loialul romașcanilor și nu sunteți un aparat prin dorințe ale cuiva. Mulțumim! O singură chestie, domnule președinte, vă rog dacă se poate să cereți vot prin apel nominal. Ușor iritat de intervenția adversarului politic exprimându-se la modul impersonal, primarul Lucian Micu l-a acuzat pe Radu Samson că folosește termeni juridici pe care nu-i cunoaște și a atras atenția că este inutil să se mai discute despre dezechilibrul major între venituri și cheltuieli, în condițiile în care guvernul a aplicat așa zisa revoluție fiscală, care a spoliat bugetele locale și le-a decapitalizat. Din păcate, nu se cunosc termenii juridici și din cauza aceasta se fac anumite afirmații. Sigur că e dreptul fiecărui cetățean că atunci când se simte lezat de un act al autorității publice locale sau de orice alt act administrativ să se adreseze instanței de contencios administrativ pentru revocarea acelui act. Consiliul local, în situația de față, în urma solicitării făcute de revocare, și repet, de revocare pentru a înțelege termenii juridici, a unui act emis de către Consiliul Local și care a început să producă efecte, nu mai putea fi pus în aplicare. Ca să respectăm întru totul cuvintele folosite în solicitarea care a parvenit către Consiliul Local. Mai departe, legat de
oportunitatea majorării taxelor și impozitelor locale, am făcut discuții și la vremea respectivă, putem să facem discuții și în continuare, concluzia este aceeași. În momentul de față, bugetul este în continuare dezechilibrat. Intenționat ușor ironic, continuând exprimarea impersonală cu rolul țintit de a minimaliza intervenția adversarului politic, Lucian Micu a adresat și el o întrebare retorică vis-a-vis de asumarea responsabilității pierderilor financiare, în condițiile în care instanța de contencios administrativ ar respinge solicitarea președintelui USR de anulare a hotărârii de majorare a birurilor locale. Sigur, se poate acționa în instanță? Se poate ca această cerere să primească un răspuns favorabil sau nefavorabil. Eu l-aș întreba pe autorul acestei plângeri prealabile și ulterior care se va adresa către instanță. În situația în care instanța va respinge această plângere, este dispus să suporte pierderea pe care o are Consiliul Local și Primăria Municipiului Roman la buget? Supus la vot, proiectul de hotărâre de suspendare a actului normativ local de majorare a taxelor și impozitelor a primit 6 voturi împotrivă, cele ale consilierilor PSD și 14 pentru, ceea ce înseamnă că mașina de vot liberală a funcționat și la acest proiect ca unsă.